Salutare dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la un nou episod Știrile Cripto de la ora 19. Cele mai importante știri cripto ale zilei. Aș începe în primul rând prin a menționa volumul. Volumul de tranzacționare este în scădere. Volumul de tranzacționare în scădere înseamnă interes scăzut din partea investitorilor. Este normal după o perioadă de aproape 60 de zile în care piața tot a crescut, a crescut și a crescut. Știți că vă spuneam, oportunitățile apar atunci când volatilitatea este în creștere, când volumul este în creștere. În clipa de față, probabil oportunitățile se vor restrânge pentru o perioadă scurtă, cred. Un apel la rațiune și normalitate mi se pare făcut de CEO-ul de la BitGo, care spune, deși ne apropiem semnificativ de aprobarea ETF-urilor, nu exclude posibilitatea că vom avea anumite provocări pe parcurs. Deci, mi se pare un mesaj destul de logic și clar, da, pentru cei care au un elan major, crezând că doar aprobarea ETF-urilor este tot ce ne trebuie pentru a avea o evoluție spectaculoasă în perioada următoare. Nu. Este clar, vor fi aprobate, însă sunt multe lucruri de rezolvat până se va întâmpla acest scenariu. O mișcare interesantă vine de la cei de la Coinbase, care ridică rata dobânzii anuale oferite pentru că supply-ul este în deplină scădere. Tot scade, scade, scade. Sunt speculații că cei de la USDT, de la Tron, cumpără tot felul de lucruri și după aia fac acumulare pe USDC. În continuare rămâne cu un semn de întrebare puternic stablecoin-ul USDT. Dar această măsură a Coinbase-ului mie mi-arată clar că lichiditatea este scăzută și că oamenii încep să se poziționeze în USDC ca în monedă de siguranță. Un alt subiect interesant și un topic care a fost tot vehiculat anul ăsta este cel al CBDC-urilor. Singapore, Banca Centrală din Singapore, lansează un proiect pilot pentru a testa dolarul singaporez pe baza CBDC-ului. E un pas făcut de o țară civilizată. Foarte curând o să vedem tot mai multe acțiuni de genul ăsta în întreaga lume. Justin Sun este cunoscut lumii cripto ca și fondator al blockchain-ului Tron. Un blockchain care funcționează destul de bine cu Tether-ul, cu USDT-ul, este o rețea rapidă, cu tranzacții cu fiuri mici și așa mai departe. Însă el este implicat și în multe alte business-uri cripto. Unul din ele fiind Poloniex, care recent a fost hăcuit de vreo 100 și ceva de milioane de dolari. Gura lumii spune că este inside job sau că a fost orchestrată treaba. Într-un act public prin care vrea să dovedească seriozitatea lucrurilor, Justin oferă o recompensă de 10 milioane de dolari și dă un ultimatum hackerilor. Se presupune că în America costurile pentru lobby au depășit 20 de milioane de dolari anul acesta. În America, lobby este legal și poți să plătești legal ca să încerci să influențezi decizii favorabile, oameni îngăduitori, legislatorul se miște mai repede și așa mai departe. Așa e legislația, acolo lucrurile funcționează. Prin comparație, în România, noi nu avem o lege pentru lobby. Se numește dare de mită, se numește trafic de influență și se termină prost. La americani, în schimb, pentru cripto, anul ăsta s-au cheltuit oficial, spun sursele, 20 de milioane de dolari. Eu cred că banii sunt mult mai mulți acolo, interesele sunt mult mai mari. Însă ideea e una simplă. Acolo se poate cheltui bani pentru trafic de influență. După 4 săptămâni în care Bitcoin-ul a evoluat fantastic, suntem în fața primei lumânări roșii pe o săptămână, Bitcoinul pare pregătit să închidă săptămâna în curs roșu. Pentru ce perioadă va fi, dacă ne așteaptă nouă săptămână roșie, vom vedea mâine când vom face o analiză de piață. Dar până atunci, cred că probabilitatea este destul de mare ca săptămâna asta să se închidă pe roșu pentru Bitcoin. Piața monedelor ce au legătură cu proiectele bazate pe inteligență artificială atingea un vârf
totalizând peste 4 miliarde de dolari anul acesta în iunie. De atunci a început un declin, piața scăzând până la aproape 2,6 miliarde. Însă în ultimele 30 de zile, odată cu evoluția favorabilă a Bitcoin, și această piață a înregistrat o oarecare creștere de la 2,6 miliarde de dolari la 3 miliarde de dolari. O știre interesantă mi se pare cea de la Uniswap, care anunță că și-au lansat un wallet, un portofel care are funcție de swap construită în interior. Acest portofel a fost construit special pentru cei din rețeaua Android. Practic, cred că e un drum firesc și normal. Foarte multe din portofele, cum e Trust Wallet-ul sau MetaMask-ul, vor începe să adopte din ce în ce mai mult posibilitatea de a tranzacționa decentralizat direct în portofel și nu vei mai fi nevoit să te duci neapărat către PancakeSwap sau către Uniswap ca și exchange în sine, făcând totul direct din portofel. Crypto se îndreaptă în direcția bună, evident. Un sondaj făcut în Franța arată că pentru francezi crypto este al doilea cel mai popular mod în care pot investi. Asta având la îndemână imobiliare, având la îndemână aur, având la îndemână argint, având la îndemână bonduri, bursă, gen poți să cumpere acțiuni. Practic, francezii, cei care au fost parte acestui interviu, au ales cripto ca și al doilea, cel mai interesant mod de a-ți investi banii. Sunt curios dacă s-ar face un astfel de research în România, cam care ar fi răspunsul oamenilor, dar cred că este destul de popular în clipa de față cripto și pe măsură ce ne apropiem de un nou bull market va fi și mai popular. Dragilor, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine la știrile de la ora 7, știrile serii, știrile cripto ale zilei. Așa cum am spus și ieri, voi încerca să fac cât de des pot acest lucru, să vin cu știri relevante, știri importante. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Vă doresc o duminică seara splendidă, un final de săptămână minunat alături de cei dragi. Multă sănătate și să ne vedem cu bine în zilele ce urmează.